Eu cred că una dintre dramele mișcării pentecostale, în general și în special aia românească, este doctrina semnului unic. Și ne-am dus la rugăciune și am învățat să vorbim în alte limbi, am tras cu urechea. Dinamica este foarte simplă. Se duce un tânăr și începe să stăruiască. Interesant că în Faptele Apostolilor găsim umplerea cu Duhul Sfânt mai degrabă prin punerea mâinilor decât prin stăruință în rugăciune. Forțăm noi niște texte că ucenicii au stăruit de cincizecime. Vreau să vă spun că nu știu dacă au stăruit ei prea mult, s-au rugat prea mult, că au avut și alegeri în timpul ăsta. Și stăteau jos când a venit Duhul Sfânt, nici măcar nu erau pe genunchi. Și au avut probleme așteptarea asta până a venit Duhul Sfânt. Doctrina asta stăruinței nu sunt împotriva ei, sunt ok cu ea. Pentru că mulți se pocăiesc în timpul ăsta, nu s-au pocăit niciodată, dar acolo se pocăiesc. Se roagă tânărul nostru și îl botează Domnul și pe Ionuț și pe Viorica și pe Mărioara și îi umple Duhul Sfânt și vorbesc în alte limbi, numai pe el nu. Okay? Numai pe el nu. Și începe să-și aducă minte de păcatele, de ce nu-l botează Domnul pe el și începe să plângă și se pocăiește atunci, la stăruință se pocăiește, că până atunci nu s-a pocăit deloc, l-a trimis mama la stăruință. Se pocăiește acolo pe genunchi și asta e bun, asta e sănătos. Dar Ionuța nostru începe să fie disperat, ficiorul nostru, că timpul trece și azi și mâine și ăștia zic că după 2 săptămâni se oprește stăruința și începe să fie disperat și ăștia bătrâni se uită la el și mai sunt câțiva cu niște doctrine din asta bine învățate, mă, tu ai ceva, trebuie să măturisești. Și bietul copil știe el cam ce are, nu? Câteodată se duce și mărturisește și tot nu se întâmplă nimica, Tot se uită lung la el și zilele de stăruință se epuizează și trebuie să ia o decizie. Decizia lui este nefastă. He fake it. Ok? Vede ce s-a întâmplat cu aia alți. Și vorbește și el câteva cuvinte în altă limbă. Mai ales că mai vine câte unul specialist în domeniu și te învață să repeți un cuvânt în neștire, să-l pui slavă, slavă, până când vorbește în altă limbă. Ascultați-mă la mine, dacă te învață cineva asta, poți să spui și tramvai și tot acolo ajungi. Okay? Poți să spui și tramvai și tot acolo ajungi. Este unul dintre falsurile grosolane care se întâmplă între noi. Și atunci, dintr-o dată, și Ionuț este botezat, este pus în rândul celorlalți, mai crescut cu unul, raportarea pe cât s-a botezat Domnul în biserică. Și merg pastorii la convenție și spun și mărturisesc cât s-a botezat Domnul la stăruința care a fost în biserica lor. Și dacă ții minte ce spun anul ăsta, și ce spun anul viitor au de, cu vreo 10-15 mai mulți. Că asta este succesul bisericii, nu? Succesul lucrării Domnului. Cifrele. Nimeni însă nu știe câți din ăștia cu cifrele raportate de fake it au falsificat-o și ei știu bine că e o minciună în spatele acestui botez. Acestei vorbiri în alte limbi. Știi bine, ei știu bine. Și atunci dacă ne-am duce pe rândul statisticilor și am vedea ce se întâmplă cu oamenii ăștia în timp, ne mirăm, Doamne, ăsta nu mai vin la biserică, l-a botezat Domnul, nu mai vin la biserică. L-a botezat Domnul și face răscoală în biserică după aia. How in the world? By the way, știți că noi suntem aici pentru că după o stăruință puternică și o botez cu Duhul Sfânt, zice că Duhul Sfânt a dat îndrăzneală unor ficiori să facă răscoală. Și au făcut. Eu nu cred că Duhul Sfânt lucrează în felul ăsta, în halul ăsta. Nu cred deloc.
Dar decât să te lupți cu asemenea lucruri, mai bine fugi. Asta e, mai bine pleci. E mai clar, e mai sănătos. Dar spuneam că tragedia mișcărilor pentecostale și carismatice este că produc enorm de mult fals. Pentru că au propovăduit o doctrină falsă. Au propovăduit doctrina semnului unic, care poate fi imitat, care poate fi falsificat. Nu știu de ce n-am luat noi ca semn al botezului Duhului Sfânt limbile de foc. Nu? Aici nu mai are nimeni niciun control asupra lui asta, nu? Nu ești botezat până o limbă ca de foc stă deasupra capului tău. Păi atunci rugăciune. Stăruințele vor ține o viață. Dar stăruințele țin o săptămână, pentru că într-o săptămână reușim să spunem două vorbe așa, învățate de la cineva. Apropo, ce spune acum poate că sunt lucruri foarte grave și ar produce scandal la alții. Dar sunt oameni care ne studiază. Sunt psihologi, psihiatri, sociologi care ne studiază. Și au studiat, de exemplu, harta României și în anumite zone geografice se vorbește în limbi într-un fel. Cum Duhul Sfânt numai pe ardeleni învață într-un fel și pe moldoveni în alt fel? Nu. Pentru că în acea zonă geografică s-a răspândit un mod de a vorbi în alte limbi care a fost imitat și de unul și de altul și de unul și de altul. Simplu. Cum se face cu o biserică botezată cu Duhul Sfânt? Nu? Acum 3.000 și ceva de biserici în România. Dacă le adună și pe alea toate din diaspora, suntem probabil o 4.000 de biserici pentecostale. Nu știu dacă avem 40 de misionari. Nu ne spune Duhul Sfânt că El a venit să mergem până la marginile pământului și să vestim Evanghelia? Nu ne-a spus asta? Nu ne-a spus asta? Cum se face că milioanele astea de oameni plini de Duhul Sfânt de astăzi produc cele mai mari scandaluri în presă și în televiziune? Nu le spune Duhul Sfânt să nu curvească? Nu le spune Duhul Sfânt să-și vadă de familia lor? Nu le spune? Mă doare sufletul să spun aceste lucruri, dar am deschis ușa larg falsului prin această doctrină a semnului unic, a botezului cu Duhul Sfânt. Și atunci oamenii învață să spună câteva cuvinte, gata, sunt spiritual, mântuiți, treaba e clară. Nu e clară deloc. Nu e clară deloc.